Vreau să vă reamintesc că aveți datoria să zâmbiți. Aveți datoria să împrăștiați bucurie și lumină datorită a ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru dumneavoastră și pentru mine. Și dacă cumva încă nu ne-am convins de lucrul acesta, atunci în dimineața aceasta vom continua mai departe un subiect care ne provoacă pe toți să trăim altfel decât până acum. Bun venit tuturor, în mod special vizitatorilor noștri. Ne bucurăm tare mult că ne-ați ales în dimineața asta. E pentru noi un privilegiu. Și de asemenea, vrem să simțiți împreună cu noi o binecuvântare specială și să aveți certitudinea că Dumnezeu vă vorbește în mod special. Vi s-a adresat în mod special astăzi. Rugați-vă pentru asta și acesta este scopul și ținta acestor minute care le vom petrece împreună. Înainte de a începe să deschidem Sfânta Scriptură, vreau să vă citesc câteva rânduri povestite de Filip Yancey. Nu discut nimic despre acest autor, nu discut despre teologia lui, nu discut despre modul în care înțelege viața de credință, vreau doar să vă citesc o întâmplare pe care o relatează. Walter Wink îi amintește pe cei doi conciliatori care aveau să întâlnească un grup de creștini polonezi la 10 ani după încheierea celui de-al doilea război mondial. Trecuseră 10 ani de la încheierea războiului. Creștinii cu care trebuia să se întâlnească erau ce fel de creștini? Polonezi. Ați fi dispuși să intrați în legătură cu alți creștini din Germania de vest? I-au întrebat acești intermediari. Ei, creștinii din Germania de vest, vor să-și ceară iertare pentru suferințele pe care Germania le-a pricinuit Poloniei în timpul războiului și să pună temelia unei noi relații. S-a lăsat mai întâi o tăcere grea. Apoi, unul dintre polonezi a luat cuvântul. Ne cereți imposibilul. Nu este piatră în Varșovia care să nu fie mânjită cu sânge polonez. Nu putem ierta. Înainte de a-și lua rămas bun, cu toate acestea, cei prezenți au hotărât să spună împreună rugăciunea Tatăl nostru. Ajungând la și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm, toată lumea s-a oprit. Atmosfera din încăpere devenise apăsătoare. Polonezul, al cărui răspuns fusese atât de vehement, a vorbit din nou. Trebuie totuși să fim de acord. N-aș mai putea rosti această rugăciune. Nu m-aș mai putea numi creștin câtă vreme aș refuza să iert. Ca om, simt că mi-e cu neputință să fac acest lucru. Însă Dumnezeu îmi va da puterea de care am nevoie. Citind această întâmplare, n-am putut să mă opresc să nu mă întreb pe mine însumi de câte ori am rostit eu rugăciunea Tatăl nostru fără ca să mă opresc la cuvintele acestea și să pot să spun, să trebuiască să spun, nu pot să mai rostesc această rugăciune fără ca să iert. Cu alte cuvinte, de câte ori am rostit cuvintele acestea și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și totuși eu în mintea mea să știu și să cunosc că n-am putut să iert, că încă sunt în probleme cu fratele meu. Aș dori să ne reamintim că ne aflăm în cadrul pildelor Domnului Iisus Hristos și că încercăm să înțelegem Evanghelia Împărăției lui Iisus Hristos în cadrul acestor pilde. Și data trecută când ne-am întâlnit, am vorbit despre pilda aceea a iertării fiului pierdut, a iertării și a recâștigării drahmei pierdute și că în contextul acesta, data trecută, am făcut să apară, sau am lăsat să apară fiul
cel mare din pilda fiului pierdut, cel care nu poate să intre în bucuria stăpânului său din cauza că simte că este o nedreptate. Este o nedreptate să primești înapoi pe fiul pierdut după ce a cheltuit toți banii, după ce și-a bătut joc de faima și de numele familiei, după ce a greșit așa de mult încât aproape a cerut și a așteptat moartea tatălui său, acum tu să vii înapoi, când vine el înapoi, după ce tu ai muncit de n-ai mai putut și vii flămând și obosit acasă, să intri tu la un ospăț care se petrece din banii tăi, din cheltuiala ta, pentru cine? Pentru bucuria derbedeului care s-a întors acasă. Rețineți? Acesta este, de fapt, realitatea, un derbedeu care s-a întors acasă. Aș vrea să spun, înainte să ne gândim la alții, aș vrea să vă spun limpede, toți suntem niște derbedei care ne-am întors acasă. Toți. Privind oarecum atmosfera aceasta sau atmosfera creată de fiul cel mare care se întoarce acasă și care nu poate să intre în bucuria stăpânului său, am deschis oarecum capitolul unui concept biblic fundamental folosit de Apostolul Pavel și anume vechiul legământ. Spuneam aseară, fiul cel mare care nu poate intra în la ospățul tatălui său, este reprezentantul perfect al creștinului care se află în vechiul legământ și care nu depășește această situație. Vechiul legământ. El este tot creștin, merge la biserică, face tot ceea ce Scriptura cere ca fiind datoria unui creștin și totuși el nu intră în bucuria iertării, în bucuria împăcării, în bucuria unei vieți noi. Concluzia ultimei noastre teme poate să fie surprinsă în câteva rânduri și rog media să mă ajute cu această concluzie. Cuvintele acestea sunt luate din cartea Parabolele Domnului Iisus Hristos și face concluzia acestui capitol al fiului cel mare care nu poate intra la ospăț. Când vă veți vedea pe voi înșivă ca fiind niște păcătoși salvați doar prin iubirea Tatălui vostru ceresc, atunci veți simți o milă plină de duioșie față de cei care suferă în păcat. Nu veți mai întâmpina nenorocirea și pocăința altora cu invidie și critici dezaprobatoare. Numai când? Numai atunci când vom descoperi că noi avem nevoie de mila lui Dumnezeu. Când noi vom vedea că Dumnezeu ne-a oferit atâta milă, abia atunci noi vom ajunge în situația să manifestăm milă față de alții. Abia atunci nu vom mai întâmpina nenorocirea altora și pocăința altora cu invidie și critici dezaprobatoare. Am întrebat de foarte multe ori pe noi cei ce suntem aici, de ce noi nu ne mai mărturisim public păcatele noastre? Și foarte mulți ne-au spus, nu am curajul. Dar de ce ai curajul? De ce nu ai curajul? Și răspunsul mi-a fost datorită criticii dezaprobatoare. Auzi ce a mai făcut și ăsta, auzi? Și se mai dă și creștin, mai cântă și în cor, mai e și diacon, mai vine și la adunare și mai face și pe Sfântul. Critici, țineți minte și lucrul ăsta, haideți să-l învățăm acum. De fiecare dată când vom rosti cuvinte de felul acesta, înseamnă ce? Înseamnă că noi n-am simțit, n-am experimentat mila plină de duioșie a Tatălui nostru. Sau, dar fi spus, iubirea Tatălui vostru ceresc. Nu știm. Și dacă venim la biserică și dacă suntem aici, fără să fi experimentat iubirea Tatălui nostru ceresc, spuneți-mi ce fel de creștini suntem.
Poftiți? Asta este. Suntem creștini ai vechiului legământ. Din vechiul legământ. Creștini care vin, dar sună ca o aramă. Totul este pe din afară. Este o podoabă foarte bine lucrată, dar e pe din afară. Nu este pe din lăuntru. Vasul nostru, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, este spălat, este perfect, dar pe unde? Pe din afară, pe dinăuntru? Nu. Iubirea Tatălui este singurul element care poate intra înăuntru, în viața ta și în viața mea, și acolo să producă o reformă și o schimbare cu neputință de cunoscut de mine. Nici măcar nu-mi dau seama cum ar putea fi. Toate încercările mele sunt pe din afară. Eu nu pot intra în lăuntrul meu să schimb ceva, din păcate. Nu pot intra. Eu, ca om, voi rămâne întotdeauna în afara mea. Munca mea, lupta mea, toate vor rămâne în afara mea. Rugați pe Dumnezeu să pătrundă El într-un înăuntru în care eu nu pot intra. Continuarea acestui citat este pe al doilea slide. Când gheața egoismului se va topi din inima voastră, simțămintele voastre vor fi în armonie cu Dumnezeu și veți împărtăși bucuria Lui pentru salvarea celor pierduți. Fiecare om cu care lucrați va aduce în viața dumneavoastră ce? Poftiți tare! Ce va aduce? Bucurie, fericire. Vreți să fiți fericiți? Vreți să cunoașteți bucuria în viața de credință? Atunci, lucrați pentru alții. Dacă vreți să nu osteniți în viața de credință, lucrați pentru alții. Dacă vreți ca sabatele să nu fie pline de probleme, de prea multă muncă, de repetiții de cor, de repetiții de programe, de și așa mai departe, de sculat de dimineață, de culcat seara târziu. Dacă vreți să nu osteniți, atunci faceți din sabate un motiv de a lucra pentru alții. Și atunci nu veți obosi. Câtă vreme vom lucra pentru noi, vom fi din ce în ce mai osteniți. Următorul slide și ultimul. Poți să te declare a fi copil al lui Dumnezeu, dar dacă această declarație este adevărată, acela care era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit, este chiar fratele tău. Cu alte cuvinte, dacă te declare a fi copil al lui Dumnezeu, nu uita că fiul pierdut este fratele tău. Fiul pierdut este fratele tău. Fă-l frate. Dacă nu l-ai făcut până acum, astăzi, fă-l frate. Întinde-i mâna. Lasă ca sângele lui Iisus Hristos să curgă de pe mâna ta, pe mâna lui. Și fiți frați. Aceasta este imaginea profundă a legământului în care Iisus Hristos vrea să te aducă pe tine și pe mine. În legământul acesta vrea să te aducă Iisus Hristos. Dacă nu vom putea intra aici, vom rămâne într-un legământ vechi, urât, de care Dumnezeu n-are nevoie. Și acum, frații mei, aceasta a fost introducerea și în același timp încheierea la tema de data trecută. Deci încheierea la tema la data trecută și introducerea la studiul nostru de astăzi. Astăzi vom vorbi scurt de tot despre pildele vechiului legământ. Pentru că în timp ce Fiul cel Mare este un personaj al vechiului legământ, Domnul Iisus Hristos se mai ocupă de vechiul legământ în multe alte pilde, dintre care eu am ales astăzi două. Se poate vorbi foarte mult despre ele. Probabil vom mai reveni asupra lor, dar tangent despre vechiul legământ vom vorbi doar astăzi, folosind aceste două pilde. Vă voi invita, deci, să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, capitolul 18, de data aceasta. Până acum am vorbit am studiat Luca 15, Matei 13, acum vă invit la Matei 18. Versetul 21. Pilda robului nemilostiv.
Doamne, a zis Petru, până când să-l tot iert? Până când să-l tot iert? Că m-am săturat să-l tot iert. E greu să-l tot iert. Face aceleași borobațe și dacă nu le face aceleași borobațe, face altele, dar tot borobațe se numesc. Și m-am săturat. Îl iert sau nu? Eram copil și mi-era necaz. Doamne, câte lucruri rele mai pot să fac? Să mai vină o vreme să nu mai supăr și eu pe tata. M-am uitat în viața mea și la vârsta aia am ajuns la concluzia că am reușit performanța să nu fac de două ori aceeași greșeală. Dar am avut performanța că în fiecare zi inventam câte 5-10 greșeli noi. De fiecare dată. Și mă întrebam de unde capacitatea asta. M-aș fi așteptat și o să o termin odată. Ca și tatăl meu, Petru s-a pus în situația aceasta întrebându-se, Doamne, până când? Că nu mai scot la cap cu el, e prea de tot. Și Mântuitorul s-a uitat la el și ei. Zice, Petre, tu ca cine te porți? Și din pildă înțeleg cam așa, Doamne, mă port ca un creștin. Nu, Petre, ca cine te porți tu? Ia spune-mi, ca cine te porți? Haide să-ți dau o pildă. Și vezi din pilda aceasta, alege tu ca cine te porți. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi și a început să facă socoteala. I-a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Se numește în limbajul financiar popular un tun. Nu era că a făcut o gaură mică în averea stăpânului său. A tras cu tunul în averea stăpânului său, a făcut o gaură mare de tot, 10.000 de galbeni. Ca urmare, stăpânul a hotărât, zice, să-l vândă pe el, pe nevasta lui, copiii lui, tot ce avea și încă nu putea să plătească datoria. Acesta este sensul pildei, comentatorii și traducerea lasă să înțeleagă lucrul acesta. 10.000 de galbeni. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiem și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat toată datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul dintre tovarășii lui de slujbă, care era dator cu 100 de lei, a pus mâna pe el, strângea de gât zicând, plătește-mi ce este dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ și îl ruga și zicea, mai îngăduiem și îți voi plăti tot. De unde sunt cuvintele astea? Cuvintele lui care le rostise înainte, acum Mântuitorul le pune în gura robului său. Dar el n-a vrut, ci s-a dus, l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Acum Domnul Iisus Hristos vine înaintea lui Petru și îl întreabă, Petre, tu ca cine te porți din pilda asta? Ca cine te porți? În momentul în care spui, nu mai pot, m-am săturat, m-am ostenit, ca cine te porți? Vreau să te întreb, te porți ca un om iertat sau nu? Sunt două feluri de a te purta. Ca un om iertat sau ca un om... Poftiți? Neiertat. Sau dator. Vreau să vă întreb, pentru un om care are datorie de 10.000 de galbeni, e normal să se ducă la colegul lui care îi datorea 100 de bani să-i ceară banii? Deci, pentru un om care datora la rândul său 10.000 de galbeni și stăpânul lui îi cerea banii, era normal ca el să se ducă la alți datornici ai lui care îi datora 100 de galbeni să-i ceară banii? Era normal, pentru că trebuia să plătească înapoi datoria. Deci, dacă ești un om care încă ești neiertat și care trebuie să plătești datoria, atunci du-te și strânge toate datoriile pe care le ai. E normal să te duci, să-i strângi de gât pe toți datornicii tăi și să-i bagi pe toți în închisoare. Pentru că tu
Ai de plătit 10.000. Dar vă rog să-mi spuneți, dacă cumva ți s-a iertat datoria și n-ai nimic de plătit și ți s-au iertat 10.000 de galbeni, e normal să te duci? Să strângi de gât pe un om care îți datorea 100 de lei? Nu. Și dacă totuși tu faci lucrul acesta, spune-mi ce se întâmplă. Întrebarea este, deci, cum te porți, Petru? Ca un om iertat sau ca un om care nu ți s-a iertat datoria? Dacă cumva nu ți s-a iertat datoria, ai dreptul să te duci să ceri de la toți cei din jurul tău tot ce îți datorează. Să-ți datoreze cinstea, să-ți datoreze respectul, să-ți datoreze tot ce crezi. Pentru că și tu, la rândul tău, trebuie să datorezi de 10.000 de ori mai mult respect, mai multă cinste celui care îți este stăpânul. Dar dacă cumva ți s-a iertat totul și dacă tu tot ceri mai departe aceste lucruri, spune-mi, te rog, cine ești? Cum ești? Haideți să citim împreună un alt pasaj din care mai putem învăța ceva, adăugând la această pildă. Faptele Apostolilor, capitolul 2. Încă nu amintesc versetele. În timp ce dumneavoastră căutați, vreau să vă întreb un lucru. Când noi ne întâlnim cu cineva și vrem să prezentăm acelui cineva calea mântuirii, și omul acela te întreabă, dar ce să fac? Ce îi răspundem? Ce să fac? Omul ăla te întreabă limpede, ce să lucrez, ce să fac, spune-mi. Ce îi spunem? Poftiți? Ce să fac? Fraților, trebuie să fim puțin cinstiți cu noi. Cel puțin câteva minute. Și să recunoaștem că de fiecare dată când vrem să învățăm pe cineva, îl învățăm în legătură cu ce? Te rog frumos, uite, aranjează-ți puțin viața, treburile astea, aranjează-ți-le, vezi ce faci cu închinarea, vezi că nu te închini bine, vezi că nu înțelegi lucrurile bine. Vezi, rezolvă-ți problemele dietei, alimentare. Vezi, fă puțină ordine. Și fraților, pare așa de bine totul încât omul se duce acasă și începe să rezolve. Versetele 37. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce-i de făcut? Ce să face? Și auziți răspunsul care uluiește. Punctul 1. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. 2. Fiecare să fie botezat spre iertarea păcatelor, spune Petru. 3. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Cine va face ordine în viața voastră? Duhul Sfânt. Imaginea care o prezintă aici Sfântul Apostol Petru, el care întrebase, tot el întrebase, Doamne, de câte ori să iert, este cu totul altă imagine decât pe care o avea el, rabinul, imaginea învățată și moștenită
din cultura aceasta a faptelor noastre. Apostolul Petru spune așa de data asta: pocăiți-vă. Ce înseamnă pocăița? Regretați ceea ce ați făcut până acum. Nu se poate face nimic dacă lucrul ăsta nu se întâmplă. Regretați din toată inima ceea ce ați făcut. Și gata, terminați cu ele. Apoi, primiți botezul. De ce? Ca iertarea păcatelor. Și aici pot apare alte întrebări. Dar ce, dacă nu ești botezat, nu-ți iartă Dumnezeu păcatele? Dacă nu ești botezat? Gândiți-vă dumneavoastră în toate felurile, dar pentru că nu avem timp acum să dezbatem lucrul acesta, vreau să vă spun limpede. Botezul reprezintă intrarea într-un legământ cu Dumnezeu, în care Dumnezeu se obligă pe sine însuși să ne poarte păcatele. Să ne poarte păcatele. Din cauza aceea spune: botezați-vă pentru ca să acceptați obligația lui Iisus Hristos, care vă va purta păcatele, introducându-vă într-o stare de har, astfel devenind oameni. Ce fel de oameni? Iertați. Apostolul Petru le spune celor de atunci: purtați-vă ca niște oameni iertați. Iar după ce veți primi iertarea aceasta prin legământ, iertarea lui Iisus Hristos, spune, rezultatul iertării este coborârea Duhului Sfânt în viața ta. Astfel încât Duhul Sfânt, din momentul acesta, va deveni forța aceea motrice care va crea în tine fapte noi, gânduri noi, comportament nou, iubire nouă, ură față de păcat nouă. Totul e nou. Vă rog să observați cum Apostolul Petru îi introduce pe oamenii aceștia în noul legământ. În noul legământ. Pentru că îi invită să experimenteze coborârea Duhului Sfânt în viața lor. Îi invită să experimenteze iertarea în viața lor. Îi invită să experimenteze pocăința în viața lor. Toate aceste lucruri nu aparțin firii mele. Nu aparțin posibilităților mele. Nu vin de la mine. Niciunul. Niciunul nu vine de la mine. Până și pocăința adevărată este dată de Dumnezeu. Rezultatul acestei stări de lucruri se găsește oarecum în 2 Corinteni, capitolul 3 cu 5. 2 Corinteni 3 cu 5. 13 cu 5, iertați. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Textul este cumplit. Vreau să vă întreb, dacă în momentul acesta ne-am cercetat pe noi înșine, așa cum zice Pavel, cercați-vă, probați-vă, cercetați-vă, dumneavoastră îl vedeți pe Iisus Hristos în viața dumneavoastră? Îl vedeți pe Iisus Hristos în viața dumneavoastră? Modul în care dumneavoastră răspundeți și cu mine, modul în care noi răspundem la anumite provocări, când suntem provocați, îl vedeți pe Iisus Hristos în noi? Modul în care noi alegem să rezolvăm conflicte și probleme, când le rezolvăm, îl vedeți pe Iisus Hristos în rezolvarea aceea? Îl vedeți pe Iisus Hristos în noi? Aici îi conduce Apostolul Petru pe credincioșii aceia. Domnul Iisus Hristos îl întreabă pe Petru: spune-mi, tu ca cine te porți? Tu ca cine te porți?
Te porți ca omul acela care își apără drepturile, care își caută drepturile, care se luptă cu oamenii, care îi strânge de gât pe datornici și așa mai departe și se numește creștin? Sau tu ești acela care ești iertat și trăiești ca un om iertat, în așa fel încât Hristos este în viața ta, în așa fel încât se vede de la distanță lucrul acesta, în așa fel încât Duhul Sfânt este Cel care îți calmează nervii, îți deschide inima, îți pune pe buze cuvinte, te face să trăiești? Care din acestea două reprezintă viața și trăirea ta? Care din acestea două? Pilda spune limpede, poți să fii creștin al noului legământ sau creștin al vechiului legământ. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem noul în Iisus Hristos. Pe voi înși vă cercetați. Nu vă mulțumiți cu pretenții. Nu vă mulțumiți cu lucruri care înșală. Puneți-vă la încercare. Și vedeți când ați fost încercați, pe cine ați reprezentat. Când ați fost încercați. Pe cine? Pilda a doua are de-a face tot cu această stare de lucruri. Se găsește acum în Matei 20, deci Evanghelia după Matei, capitolul 20. Și se numește iertați-mă. Da. Lucrătorii vii. Pilda lucrătorilor vii. Pentru că timpul este înaintat, nu mai am timp să o citesc. O citiți dumneavoastră, pilda o cunoașteți. Domnul Iisus Hristos spune că un om avea o vie destul de mare și la vremea lucrărilor viei nu se spune foarte bine dacă era vorba de săpat, de prășit sau de cules via. Dar la vremea lucrărilor viei, s-a dus să-și tocmească lucrători. Și s-a dus de dimineață și a tocmit lucrători la prețul pieței. Prețul pieței în ziua aceea era 1 leu pe zi. I-a luat pe toți, i-a dus în via lui. A mai ieșit și la alte ore din zi, dar spre surprinderea noastră, a mai ieșit și când mai era o oră de lucru și a mai găsit pe unii care stăteau fără treabă atunci. Și când mai aveau o oră de lucru, i-a luat și pe ăștia și a zis, duceți-vă în via mea că vă voi da eu ce va fi dreptul vostru. Evident, la sfârșitul zilei s-au adunat două echipe de lucru. Unii care de-abia își trăgeau picioarele de obosiți și unii care lucraseră o oră. Și stăpânul, în loc să le dea drumul acasă stora mai obosiți, începe să strige condica zilei cu ăștia care veniseră mai târziu și erau destul de vioi. Și când să le dea banii, le dă 1 leu. Le dă 1 leu. Iar ceilalți, bătuți de soare și de vânt, zice, păi, dacă lor le-a dat 1 leu pentru o oră, nouă ne va da 10 lei, că noi am muncit 10 ore. Și cu așteptările acestea se duc acolo. Și când se duc acolo, stăpânul le dă 1 leu. Și ei fac grevă. Nu se poate, e cea mai mare nedreptate care ni s-a făcut vreodată. Cea mai mare nedreptate care ni s-a făcut vreodată. Ne dai nouă și ne plătești pe noi cu prețul unora care au muncit o oră. Și pilda se termină cam așa. Nu vreau să discut mai mult datorită timpului. Încă o dată vreau să vă întreb un lucru. Dumneavoastră, cei ce sunteți aici, vreau să vă întreb. Sunteți din aceia care au muncit mult sau puțin? Din ce categorie sunteți? Din cei care au
Răbdați zăduful zilei sau din aceia care au fost chemați la o oră de muncă? Din ce categorie faceți parte? Cine face parte din categoria care a dus zăduful zilei, vă rog să ridicați mâna. Zăduful zilei. Mai ridicați? Mulțumesc. Cei care ați venit în ultimul timp și care ați primit plata pentru o oră și credeți că doar ați lucrat o oră, vă rog ridicați mâna. Mulțumesc. Restul, dumneavoastră sunteți încă în piață, restul? Văd că n-ați fost angajați de niciun fel. Vreau să vă spun că pilda aceasta ne spune că, într-adevăr, noi facem o alegere clară din ce categorie suntem. Și unii dintre noi suntem din categoria, adică ne așezăm în categoria celor obosiți, iar alții în categoria celor ce n-au lucrat nicio oră. Frații mei, amărăciunea, nemulțumirea, cârtirea celor care au lucrat toată ziua, dar au fost plătiți cu un leu, îi aruncă pe aceștia în categoria vechiului legământ. Cu pretenții, cu așteptări, cu ideea că ei sunt mai buni decât ceilalți. Vă rog să observați, aceștia care au lucrat o zi întreagă, aceștia nu sunt cerșetori, nu sunt derbedei veniți acasă. Ei pe drept primesc leul, pentru că s-au... Ceilalți nu. Vreau să vă rog din tot sufletul să vă schimbați mentalitatea. Toți aceia care credeți că ați trecut prin zăduful zilei. Nu, dumneavoastră, n-ați trecut prin zăduful zilei. Eu și cu dumneavoastră suntem aceia care am fost angajați în ultima oră. Noi suntem aceia care am fost angajați și am fost plătiți mult mai mult decât merităm. Mult mai mult decât merităm. Pilda aceasta ne arată acest lucru, că toți care suntem aici am fost plătiți în plus. În timp ce pilda primă ne învață să trăim ca un om care am fost iertați. Pilda a doua ne învață să lucrăm ca un om care a fost plătit prea mult. Lucrați ca un om care a fost plătit prea mult. Cum e aia să fii plătit prea mult? Cum lucrează un om care a fost plătit prea mult? Fraților, un om care vrea să arate cât a lucrat, el vine și se mult... Tata povestea că în mină erau unii care la ora 7 dimineața, când începea schimbul, intrau repede, se murdăreau din cap până în picioare, pentru că vreau să arate cât au muncit ei. Și pe urmă restul zilei, dar erau murdari. Cei ce vor să câștige dreptul și onoarea muncii, arată lucrul acesta pe din afară. În faptele. Arată că sunt creștini de atâția ani de zile. Că n-au mâncat așa de atâta timp, că dau zecime de atâta timp, că vin la biserică de atâta timp. Și condica și statul lor de plată este foarte mare. Cei ce sunt plătiți prea mult, iertați-mă, ascund condica lor, așa e? Când ești plătit prea mult, nu mai vrei să arăți cât ai lucrat. Că dacă arăți cât ai lucrat, te faci de râs. Munciți ca niște oameni care au fost plătiți prea mult pentru ca să nu osteniți niciodată. Ca să nu vă potigniți niciodată. Pentru ca să nu puteți zice vreodată, m-am săturat, e prea greu. Am muncit prea mult, am dat prea mulți bani la biserică. Sabatele sunt și așa prea încărcate, mai lăsați-mă și pe mine vineri seara să stau acasă, sâmbătă după amiaza să nu vin, dacă se poate să mai fac și o puțină pauză, că e... Deși religia nu se măsoară în felul acesta și nu se măsoară în felul acesta,
Intenția mea este să vă rog să nu osteniți. Dacă nu veniți la biserică vineri seara vreodată, să lipsiți nu pentru că sunteți obosiți, ci să lipsiți pentru că mergeți să stați de vorbă cu altcineva, să-L chemați la Hristos, pentru că dați studii biblice, pentru că cântați, pentru că sunteți în activitate. Dacă vreodată lipsiți de la biserică și nu veniți tot sabatul, nu veniți pentru că sunteți obosiți de biserică, ci pentru că mergeți în altă parte să faceți o biserică. Cel ce este prea mult plătit, el este cel care încearcă să lucreze cât mai mult pentru Dumnezeu. Uitați-vă la Apostolul Pavel, vă rog frumos, Filipeni, cred, da. Filipeni, capitolul 1. Apostolul Pavel este cel care își măsoară toată viața, se uită înapoi și zice, domnule, sunt gata să-mi închei viața mea, dar singura mea problemă este că dacă voi mai trăi cumva, să știți, vreau să trăiesc pentru că vreau să mai muncesc pentru Domnul, nu pentru altceva. Pentru că mi se pare viața mea prea scurtă și pentru că am muncit prea puțin pentru Domnul, de aceea îi cer să mai lungească viața ca să pot să mai muncesc. Apostolul Pavel nu zice niciodată am muncit destul. Apostolul Pavel zice întotdeauna am muncit prea puțin, auziți dumneavoastră. Versetul 21, capitolul 1, 21 din Filipeni. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Nu e vorba, Apostolul Pavel nu se sperie de moarte. Moartea e un câștig pentru el. Dar dacă trebuie să mai trăiesc, în trup face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut, să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Pentru cine? Pentru voi. Apostolul Pavel spune, dacă trăiesc, e pentru voi, pentru ca să lucrez. Și gândiți-vă la Romani, capitolul 1, unde Apostolul Pavel spune, eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor înțelepți și celor neînțelepți. Toată viața Apostolul Pavel a fost un om care s-a uitat la seceriș, în stânga și în dreapta, s-a uitat la seceriș și a zis, ce mare este secerișul și ce puțin sunt lucrătorii, Doamne, o să stau în secerișul ăsta ca să nu cadă un singur bob la pământ. O să stau în secerișul ăsta și ziua și noaptea, câtă viață îmi vei da, voi sta aici secerând. Pentru că el a lucrat ca un om plătit cum? Cum? Prea mult. Când simți că ești plătit prea mult, întotdeauna simți că lucrezi cum? Prea puțin. Prea puțin. Frații mei, acestea sunt cele două lecții care ni le dă Domnul Iisus Hristos și pe care aș dori să le învățăm în dimineața aceasta. Punctul numărul 1. Trăiește ca un om iertat. Cum trăiește un om iertat? Care a cunoscut mila. Vă aduceți aminte? Milă voiesc, spunea Iisus Hristos. Trăiește ca un om iertat, care împrăștie milă, care împrăștie iubire, care împrăștie lumină de jur împrejur, care trăiește altfel. Și doi, lucrează ca un om care e plătit prea mult și care nu dă înapoi niciodată din câmpul acesta al marilor nevoi a lumii. Mai este puțin și Iisus Hristos se va întâlni cu tine și cu mine. În ziua aceea ne va întreba din nou, cum ai vrut să trăiești? Spune-mi, cum ai vrut să trăiești? Spune-mi, ce ai ales? Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, ne ridicăm înaintea Ta ca niște oameni iertați prin sângele Lui, ca niște oameni iertați prin harul Lui, ca niște oameni care trăim astăzi prin ispășirea și mijlocirea Domnului Iisus Hristos în sanctuarul ceresc.
Și te rugăm să sădești în noi conștiința acestei noi identități. Fă, Doamne, să trăim în felul acesta. Să trăim ca niște oameni care au stat sub crucea ta și cărora li s-a șters datoria aceea infinită de 10.000 de galbeni. Și că acum, la rândul nostru, nu facem altceva decât mergem și iertăm zi și noapte celor din jur, pentru că vrem să împrăștiem iertarea. Vrem să împrăștiem mila ta. Vrem să împrăștiem bucuria ta. Vrem să împrăștiem mântuirea ta celor din jur. Apoi, dacă vreunul dintre noi a obosit, Părinte, ajută-ne să înțelegem că am obosit datorită faptului că am uitat că am fost plătiți prea mult, cu mult prea mult, atât de mult încât tot ceea ce am făcut e prea puțin. Și dacă am făcut prea puțin, ajută-ne, Doamne, să nu ostenim de prea puțin. Întărește mâinile obosite și genunchii slăbănogiți a bisericii tale. Și fă, Doamne, ca să ne ridicăm conștienți, conștient de faptul că datorăm lumii acesteia toată viața noastră. Ajută-ne să intrăm în lanul tău și să lucrăm pentru cei care tu vrei să ai cu tine în împărăția ta. Fă, Doamne, ca niciunul dintre noi să nu se oprească până când venirea ta va pune capăt acestei campanii de seceriș în care ne-ai angajat pe fiecare. Ferește-ne de un legământ vechi și ajută-ne să facem un legământ nou în care pocăința, iertarea păcatelor și prezența Duhului Sfânt vor lucra în viața noastră, conștiința faptului că Iisus Hristos este în noi. Amin. Frații mei, așa cum stăm, vă invit să cântăm împreună imnul de înghiere.